O să vă rog, doamnelor și domnilor distinși invitați, să-mi îngăduiți să preiau rolul de moderator al acestei prime părți a întâlnirii noastre și să-l invit la cuvânt pe domnul profesor Ioan Pânzaru, rectorul Universității din București. Domnule președinte, domnule președinte al Curții de Justiție a Comunităților Europene, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor ambasadori, domnule decan, stimați colegi, doamnelor și domnilor și dragi studenți, sărbătorirea 150 de ani de la întemeierea Facultății de Drept a Universității din București prilejuiește, cred, tuturor o reflecție asupra rolului jucat de această facultate și de Universitatea din București în viața societății românești. Cred că această reflecție este utilă atât pentru judecata istorică a posteriorii, cât și pentru stabilirea obiectivelor care ni se impun. România este un stat de drept și a fost gândit astfel încă de la întemeierea României moderne. Schimbarea socială nu este un scop în sine, ci un instrument pentru a aduce prosperitate comunității, ca și un plus de echitate, de dreptate, de solidaritate în relațiile dintre oameni. Evoluția societății este de multe ori tributară îmbunătățirii instrumentelor juridice, progresului gândirii juridice, calității actului de justiție înfăptuit față în față cu justițiabilii. Facultatea de Drept a Universității din București a fost implicată în pregătirea tuturor codurilor de legi în ultimul secol și jumătate, ca și a Constituției actuale și a celorlalte reglementări importante care au dus România înainte spre modernizare și ulterior spre integrare europeană. Istoria Facultății de Drept a cunoscut de la acei didascaloi nomicoi care predau la Academia Domnească Sfântul Sava, dascălii de legi, de pravile, cum se numeau atunci, și până la membrii celor mai înalte instanțe judecătorești din stat care predau azi aici, o evoluție, nu fără perturbări, dar însuflețită de sentimentul unei chemări și a unei datorii, așa cum sublinea și domnul decan, simțul datoriei este trăsătura morală care se observă și în ziua de astăzi la membrii Facultății de Drept. Primii rectori ai Universității din București erau juriști, foști absolvenți ai Academiei de la Sfântul Sava, Gheorghe Costaforu, Alexandru Orescu, Ioan Zalomit și Vasile Boierescu. Între cele două unități a existat, deci, o tranziție între Academia de la Sfântul Sava și Facultatea de Drept, o tranziție firească care a arătat continuitatea învățământului superior în România în secolul al XIX-lea. După primul război mondial, apelul modernizării țării a devenit irezistibil pentru tineri, iar aceștia alegeau cel mai adesea dreptul ca specializare principală. Numărul studenților a cunoscut o creștere explozivă, ajungând la 13.000 în anii 1924-1925. În acea perioadă, întreaga universitate atingea 27.000 de studenți, adică aproximativ efectivul actual. Din această cauză, în acea vreme, a devenit indispensabilă construirea unui nou local. Regele Carol al II-lea a dispus exproprierea unui teren al Ministerului Comunicațiilor pentru a primi Palatul Facultății de Drept a Universității din București, clădirea în care ne aflăm acum, construită după planurile arhitectului Petre Antonescu. Realizarea ei a necesitat contribuții ale profesorilor și studenților, ca și credite luate de la bănci. Nu trebuie însă uitată implicarea statului român în această ctitorie. În contrast cu perioada de expansiune interbelică, după 1948, facultatea a trezit bănuielile stăpânirii comuniste și a scăzut la circa 2.000 de studenți în anii 50-60. Anii 90 au găsit facultatea de drept cu rânduri și mai rărite. Rezistând însă tentației de a înrola efective mari, așa cum era tendința anilor 90, juriștii universității noastre au păstrat un număr constant de studenți pe an, în jur de 300 și puțin sub,
S-a menținut examenul de admitere, ceea ce face din facultatea noastră singura dintre toate facultățile de profil din țară care recrutează cu examen. În 1995 s-a înființat Colegiul Juridic Franco-Român, în colaborare cu Universitatea Paris 1 Panthéon Sorbonne, care eliberează studenților români înscriși o diplomă de universitate de la Paris 1. Până acum au absolvit 252 de studenți, care cu puține excepții se află în țară, mulți dintre ei revenind după ce au obținut o diplomă de master sau de doctor din Franța. Colegiul este sprijinit de un consorțiu format din mai multe universități franceze, care contribuie și cu norme didactice, astfel încât seminariile sunt asigurate de cadre franceze aflate la post la București, iar unele dintre cursuri sunt predate de profesori francezi în timpul unor misiuni în România. Mulțumesc acestui consorțiu plin de generozitate al universităților franceze și mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe al Franței pentru sprijinul său constant în toată această perioadă și Ministerului Educației Naționale franceze, care a permis și menține existența acestui consorțiu. O altă realizare în cooperarea juriștilor români și a celor francezi este Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor Henri Capitan, care recent s-a transformat în master profesional de drept european al afacerilor. Institutul era foarte exigent, cu o rată de absolvire de 50% din numărul studenților înmatriculați și credem că și masterul va dovedi o aceeași calitate a produsului academic. Sunt convins că Facultatea de Drept, care sărbătorește azi o vârstă respectabilă, este pregătită să furnizeze țării juriștii capabili, exigenți, responsabili, de care aceasta are nevoie. Alături de tinerii cercetători în chimie, fizică, matematică, informatică, științe politice, ca să numesc doar câteva domenii, juriștii sunt gata să-și aducă aportul semnificativ la făurirea unei Românii a cunoașterii, a unei Românii care va fi un demn partener în spațiul european al învățământului superior și în spațiul european al cercetării. Domnule decan, am plăcerea să vă înmânez un mesaj de felicitare din partea Senatului Universității din București. Mulțumesc, domnule rector.